Bună ziua, dragi telespectatori! Vom vorbi astăzi despre cea de-a patra partidă și ultima jucată între marii jucători, campionul mondial Bobby Fischer și românul Florin Gheorgheu. Sigur că și această partidă, cea de-a patra, are istoricul ei. Ea s-a jucat în anul 1970 la Olimpiada din Republica Federală Germană, cum era numită la acea vreme, iar Florin Gheorgheu a fost însoțit de un staff format din 2-3 specialiști și mai mulți securiști, că așa era la vremea respectivă. Acum, după începerea partidei, Florin Gheorgheu a ajuns la momentul când partida s-a întrerupt, el jucând cu negru, și la întrerupere staful a sfătuit pe Florin Gheorgheu să mute în urma unor analize făcute, în așa fel încât să scoată o remiză. Florin Gheorgheu, un bun analist, în noaptea de înainte de reluarea partidei, a făcut o analiză cu un alt mare campion al României, vorba de Victor Ciocâltea, și a constatat că toate variantele pe care le studiase până atunci duceau la pierderea partidei. Atunci, în profunzimea gândirii lui, a reușit să găsească o mutare printr-un sacrificiu care îi aducea remiza cu siguranță. Sigur că a doua zi dimineață, când a început partida, toți cei care îl urmăreau pe Florin Gheorgheu, când a văzut că a făcut o altă mutare decât cea pe care stabilise ei, îl făcuse deja trădător de țară. Dar Florin Gheorgheu a reușit să scoată remiza prin mutarea genială pe care o făcuse și ca atare a reușit să obțină remiza și a finalizat toată povestea dintre Florin Gheorgheu și Robert Fischer, în final terminându-se din cele patru partide la o egalitate perfectă, adică câte o partidă câștigată, câte una pierdută și două remize. Vom trece astăzi, dragi prieteni, să vorbim despre un alt capitol al lecțiilor noastre și anume vom trece la finaluri de partide. Astăzi vom începe cu o lecție și anume finalul de turnuri și o să vă prezint câteva diagrame să vă demonstrez că, de regulă, finalurile de turnuri, când se ajunge la rege turn contra rege turn, de regulă aceste partide se încheie remiză, cu excepția unor poziții de pe tablă pe care le vom analiza noi. Priviți, vă rog, diagrama și vedeți că negru are rege turn, albul are rege turn, dar această poziție favorizează albul, indiferent cine este la mutare. Vedeți că dacă ar fi albul la mutare, ar primi mat din prima, însă negru are șansa de a amâna matul, dar nu de a salva partida. Amânarea matului se face prin sacrificii de turn, și anume, fiind la mutare, nu poate să facă decât turnul să-l mute la F6 cu șah, va fi capturat, evident, de către rege și nu mai poate să salveze partida, întrucât albul a rămas cu un turn și cu un rege și pe linia de fund se dă foarte ușor matul. O să așezăm pe tablă o altă poziție sugestivă, care, la fel, este vorba despre amenințarea de mat, și o să așezăm următoarea diagramă. Regele la D8, mai avem regele alb la C6, un turn negru la avem noi, da, în această poziție la E5, iar turnul alb în A1. Vedeți dumneavoastră că în această poziție
Albul, dacă este la mutare, va câștiga turnul. Sau, eventual, dacă turnul vrea să fie salvat de către negru, va primi mat la prima. Albul fiind la mutare, sigur, face o mișcare interesantă, adică a mutat la D6, a atacat în același timp turnul din E5 și totodată a amenințat matul în A8. Și atunci, sigur că, indiferent ce va muta negru, dacă vrea să salveze turnul, să presupunem că îl mută oriunde și va primi matul, dacă vrea să scape de mat, să presupunem că mută în această direcție, va captura turnul și deci, din nou, albul rămâne cu regele și un turn contra unui rege și, evident, matul este inevitabil. Aș mai încerca să vă arăt o poziție foarte interesantă, pentru că nu numai decât amenințarea de mat poate fi avantajoasă pentru alb, ci poate fi chiar și un atac care duce imediat la următoarea mutare, la pierderea turnului. Și o să încercăm să așezăm pe tablă următoarea diagramă. În această poziție observăm că regii sunt în opoziție, fapt ce îl avantajează pe alb, pentru că va da un șah în H5, regele nu se poate muta decât pe linia 6 pe care este și turnul. Și acum vine mutarea cu turnul în H6 și vedem dumneavoastră oriunde ar muta regele negru, turnul va fi capturat și iarăși albul rămâne cu rege și turn contra rege, astfel încât matul nu poate fi evitat. Acum, stimați telespectatori, o să încercăm să rezolvăm problema care a fost de concurs, adică problema numărul 11. Și vă anunț că de data aceasta am primit 11 rezultate corecte. O să dăm cât de curând citire listei cu cei care au intrat în concurs. Haideți să așezăm pe tablă diagrama și să vedem rezolvarea corectă a acestei probleme cu numărul 11. Prima mutare a albului din această diagramă, vă amintiți că textul problemei spunea că albul mută și dă mat în două mutări, va fi un șah cu un turn pe care și-l sacrifică, și anume turnul la H5 cu șah. Observați că turnul ăsta nu poate fi capturat de rege întrucât intră în șah de la pion, regele nu poate fugi aici întrucât intră în șah de la cal și atunci negrul nu-i rămâne decât să captureze turnul cu nebunul din E8. Capturând acest turn, regele rămâne pe poziția lui acolo în H6 și următoarea mutare, adică a doua mutare a albului, este înaintarea pionului în G5 cu șah și mat. Haideți să vedem de ce este mat. Nu poate fi capturat deoarece acest pion este apărat de calul din E4. Nu poate să părăsească câmpul H6 și să vină în G6, întrucât G6 este controlat de calul din H4. Problema a fost simplă. Acum o să dau citire celor care au trimis soluția corectă și anume o să îi spunem pe fiecare în ordinea în care au trimis soluțiile corecte la această problemă. La numărul 1 este Tătărășanu Eric de la CSM Pașcani. La numărul 2 este domnul Amarie Vasile, domnul profesor din Tătăruș, care, iată, continuă să ne trimită soluții corecte de fiecare dată. La numărul 3 este Nița Andrei Ioan de la Minerva Pașcani. La numărul 4 este Olărașul Răzvan de la Minerva Pașcani.
La numărul 5, Cozan Francisc Matia, care este tot de la Minerva Pașcani, însă el este din Cotnari. La numărul 6, Timircan Mircea, un copil din Iași, ne trimite rezultatul cam a doua sau a treia oară. La numărul 7, Berigoi Ani Marie, o cunoștință de noastră de la Minerva Pașcani. La numărul 8, Coteț Chiper George Cristian, un alt câștigător a ediției noastre, de la CSM Pașcani. La numărul 9, Jilavu Albert, de la Minerva Pașcani. La numărul 10, Andrei Alexandru, de la CSM Pașcani. Și la numărul 11, Botez Ciprian, de la Minerva Pașcani. Deci ăștia sunt cei 11 câștigători, nu câștigători, care au intrat în concurs, trimițându-ne soluții corecte. Din păcate, câștigătorul data trecută nu s-a putut prezenta astăzi, așa că mă obligă să fac eu extragerea din bol pentru câștigătorul ediției următoare. Asta este bolul, aici avem exact 11 bilețele cu numele fiecăruia dintre ei și acum să vedem cine are norocul să iasă câștigător. Ia să vedem noi numărul bilețelului întâi. Numărul 11, ia să vedem, la numărul 11, Botez Ciprian de la Minerva Pașcani. Ciprian, ești invitatul nostru în emisiunea următoare pentru a-ți ridica premiul care constă într-o tablă de șah cu piesele complete. Dragi prieteni, vom pune pe tablă de acum problema numărul 12, problemă de concurs, la care urmează să așteptăm răspunsurile dumneavoastră tot pe adresa pe care o cunoașteți și pe care o vom reaminti. Problema va fi nu că mai dificilă față de celelalte, dar va fi o problemă în care albul la mutare dă mat în trei mutări. Această problemă pe care voi prezenta imediat are două soluții. Sigur că dumneavoastră o să încercați acasă să o rezolvați. Dacă reușiți ambele soluții, e foarte bine. Dacă reușiți să-mi trimiteți doar o singură soluție, de asemenea este bine, veți intra în concurs. Haideți să așezăm pe tablă diagrama. Poziția pe tabla de șah este următoarea. Regele alb la C1, un turn alb la D1, un al doilea turn alb la G7, un cal la E4, un nebun la E7 și pioni B2, C2, H3. Repetăm poziția pentru alb. Rege la C1, turn la D1, turn la G7, cal la E4, nebun la E7, pion la B2, pion la C2, pion la H3. Să vedem și poziția negrului, vă rog să o notați. Regele la H8, dama la A2, un turn la A8 și pioni A7, B7, F7 și H7. Textul problemei spune, albul mută și dă mat în trei mutări. Încă o dată vă amintesc că această problemă are două soluții. Cine poate să trimită două soluții, îl felicit anticipat. Cine reușește să facă o soluție, va fi trecut pe lista cu cei care vor participa la concurs. Înainte de a încheia, vă spun adresa pe care așteptăm noi soluțiile și anume pe bit.tv@yahoo.com sau la numărul de telefon
0748-203-266. Mulțumim încă o dată sponsorului emisiunii, care este Societatea Rompac SRL Pașcani. La revedere, așteptăm rezultatele și soluțiile dumneavoastră.